parchează. Te văd, oameni, pe YouTube cum parchezi. Acum, după cum v-am promis, o să facem povul chiar acum. Marius să plece cu Opel-ul, o să plecăm cu două mașini. Marius să plece cu Opel-ul Mafiot, noi o să mergem cu E39-le. Avem ceva treabă de rezolvat și o să vedeți un pov cum merg doi mafioți să facă treabă. Am glumit, vă dați seama. Încerc să scoate niște acte. A fost greu? Da, a fost foarte ușor. Da? Bravo, Madi! Am încheiat 2022 bine. Nu sunt urmări, bravo nouă! Bravo nouă, adevărat! Dar după aceea trebuie să mă duc să mă întâlnesc cu un prieten, mai trebuie să mai de la muncă și n-avea rost, sincer, să mergem cu o singură mașină să facem atâta drumuri. Uitați-vă cum arată M5-ul spălat, e altceva, fraților. Hai să deschidem ușița, să nu intre albina asta în mașină, gata, înainte. Oh, ce mișto e în ea, frate, chiar e super mișto în ea. Hai să băgăm cheia în contact. Oricum o chestie super nasoală după ce mergi atât de mult timp cu opa, cu cheile, cu ochile, să intri. Destul de dubios, a scos cheia din buzunar să o introduci undeva. Deci prima dată m-am lucrat în E39, căutam butonul de start-stop. Dar ai... Cum încerc? Contact, vezi, trebuie să pui și contactul ăsta, e complicat. Hai să ne gustăm de cum pornește M5-ul. Light. Îmi place foarte mult cum pornește dimineața, call startul ăla e ce trebuie. Hai să ieșim afară, să vedem dacă a venit și Madi cu Opel-ul accident. Stai că trebuie să ne sunăm bariera. Te seama, în București 2022 trebuie să sun bariera să se deschidă. Haide, man. Așa te vreau. Greuț. Și acum să așteptăm și pe Madi aici la ieșire să iasă și cu Opel-ul. Pentru că ea are GPS-ul pus și după ea va trebui să ne ghidăm. Uitați-o și pe Madi. Hai, mai dă-i în față tu. Dacă n-ați văzut vlogurile cu Opel-ul, acum are jantele astea vechi pe ele. Salut! Dar noi am cumpărat niște jante noi. Dacă nu ați văzut vlogul, probabil este pe canal, probabil, cu jantele noi. Îmi place lumea din Saudi. Da, mi-era dor de treaba asta, chiar mi-era dor de... Hai să închid geamurile frumos. De un benzinar aspirat, chiar se aude într-un mare fel. E mașină, când te urci mașina asta, pe bune, tot ce faci, când bagi în viteză, când apeși ambreiajul, când virezi, când... Orice acțiune pe care o faci mașina asta, e așa mai... Îți dă senzația că conduci o mașină adevărată. Nu e rău nici Opel-ul ăla al lui Madi, adică nu pot spun că îmi displace. Adică arată foarte bine, uitați-vă și mai puțin la el. E chiar ce trebuie, la banii pe care am dat pe ea, chiar e ce trebuie. Cred că are o mică problemă cu toba, acum văd că e puțin cam în jos și cam trepidează când dăm în grup, sau aud niște zgomote destul de ciudate și cred că lovește evacuarea în caroserie. Așa cred eu. O să trebuia să reparăm treaba asta. Revenind la BMW-ul acesta, chiar e super mișto senzația. N-aș putea să merg cu el zilnic pentru că, nu știu, te-ar lua de cap să mergi cu consum de... Cât aveam acum consum? Ia să vedem aici. Bine că e la drum lung mai mult. Am venit cu ea de la Deva, 9.5. Deci să mergi cu consum de 9.5 la drum lung e cam mult, în condiții în care Opel-ul consumă 4.5. Dar așa de weekend și de, nu știu, de ieși cu ea o dată pe lună, chiar e ce trebuie. Da, nu mai avem erori în bord, avem doar airbag cu care e acolo aprins din cauza scaunelor, dar va trebui să mergem să-l scoatem și pe acela să fie, adică să funcționeze totul. E o mașină faină care pornește după o lună
fără emoții, n-am decuplat bateria, adică mașina asta cu bateria cuplată, a pornit, n-a schițat absolut niciun gest, că nu i-ar conveni că stă mai mult în parcare. Wow, ce... ce mișto, frate. Opel accident cu BMW M5 Mafia. Mafia sărăcii. Haideți să revină totuși la subiectul. O să fie un pov așa mai ciudățel, pentru că nu mă gândeam că îl fac astăzi, nu mă gândeam că scoate 39 ore chiar astăzi, dar am zis să imortalizez treaba asta pentru că e un eveniment destul de fain. Ideea cu E39, de ce n-a mai apărut pe canal, e foarte simplă, pentru că a apărut acel Opel accident care, după părerea mea, în momentul în care am cumpărat mașina, avem așa pe moment treaba asta cu achiziția unei noi mașini, adică nu ne-am gândit foarte mult. În momentul în care am achiziționat, a zis că nu o să facem foarte multe chestii cu el. După aceea am zis, hai să facem proiect, pentru că și Mini Cooper-ul, când l-am cumpărat, tot la fel am spus că o să facem proiect, dar n-am mai ajuns proiect. A ajuns, din păcate, să fie vândut. Mamă, ce îngust e aici, să nu dăm cu janta. Și dacă tot Madi îmi spunea tot timpul că vrea să modifice Mini Cooper-ul, îi spunea nu, Madi, că are rugina, are multe chestii, are multe probleme, am zis să-i cumpăr și eu o mașină care să... să-i facă plăcere să o modifice, să meargă cu ea. Și mă bucur că a ales mașina asta, pentru că mi se pare că am făcut alegerea cea mai bună cu Opelul acesta. Ideea este că în momentul în care a apărut în familia noastră, zic așa, Opelul, de BMW nu s-a mai avut timp, pentru că e foarte greu să ai două proiecte în desfășurare, adică e foarte greu să te ții de ambele, mai ales cum suntem noi, mai mult plecați, mai mult cu treabă, mașini de filmat, plecări, nu prea e timp să le faci pe amândouă. Dar nu mă plâng, pentru că nu știu, am ajuns în stadiu în care cu E39 nu vreau să mi fac absolut nimic decât să mamă, câtă groapă. Să-i pun suspensia originală cu niște arcuri sport, cred că ăsta ar fi visul meu. Ultimul vis, să zic așa, adică niște arcuri sport cu niște telescoape originale, noi, nouțe, mașina să fie exact cum ai știa de pe poarta fabricii. Și n-aș mai vrea absolut nimic de la mașina asta. Iar cu Opelul ăsta accident din față, care, bă, prinde formă destul de bine și începe să-mi placă destul de mult. Are, puteți vedea și puțin cum arată, parcă e nouă. Deci arată foarte bine vopseaua pe ea. E un proiect care de-abia începe, credeți-mă. Am luat jantele, din nou vă spun, dacă n-ați văzut vlogul cu jantele, până am ajuns după jantele de la Opel, o să aveți un link în descriere. Probabil l-a editat și l-a montat și l-a pus pe YouTube Madi, pentru că ea se ocupă toată treaba asta, nu mă ocup eu de vlogurile ei. Îi mai fac așa mici retușuri când trimite varianta finală, dar nu mă bag foarte mult în... Mamă, DSC-ul, stai că a plecat destul de grav. Ia să dăm DSC-ul jos. Să ajungem pe Madi. Mamă, câta gropilei. Nu mai fac pe Madi. Unde e Madi? Aia în față. Deci proiectul Opelului e la început de tot, adică o să fie super proiect, credeți-mă. Dar cu E39-le, cred că cam aici s-a încheiat treaba cu el, cu modificările. Numai ce să mai fac, pur și simplu, l-am făcut maxim de turnat, l-am făcut după aceea înapoi OM, ar fi o prostie totală să-l fac din nou maxim turnat. Ce face, măi, Madi? Sau ce croasunează? Băiatul cu dusterul pe Madi. Dar ei nu știu că noi suntem mafioți și mafioții merg tot timpul împreună. Revenind, ar fi chiar o prostie să-mi fac din nou mașina modificată, pentru că sunt alți bani. Uite ce se duce Opelul. Mamă, ce mișto merge. Mamă. Nu era blană, vă dați seama că nu era blană. Da, chiar mișto sentimentul să mergi cu mașina. Chiar ar fi o prostie să fac din nou aceeași chestie, adică să modific mașina.
mi se pare mult mai fain acum cum am făcut-o, adică mi se pare mult mai benefică și mult mai practică cum arată acum. Cred că ar mai fi niște câteva chestii de... Ce facem, mă, aici? Ce facem aici? What the fuck? Ce fă, mă, arătat... Ia uite, mă, te iei după Madi, lasă femeia să conducă că sigur iese. Da. Vedeți și voi cât de atent e Madi la tot ce face, nu? Un lucru are de făcut și pe ăla îl face cum îl face. Mamă, cum a plecat, fraților. Mamă, cum a plecat lat. O să fie haos vlogul ăsta. Nu știu dacă înțelegi mare chestie din el, dar măcar o să vedeți și voi cum mai merge 30 ore. Și multă lumea spune: mamă, frate, că-ți consumă 2-2 la ulei. Bă, fraților, să mă bată mama să mergi cu ea în halul ăsta și să nu consume ulei. Nici mașina nouă nu e chiar așa. Adică și asta noi, dacă mergi cu ulei în 7000 de ture, 100% o să-ți consume un litru de ulei. Da, revenind la treaba asta, i-am pierdut de 10 ori ideea. Dar aia e, uite băieții cu Tesla aici prin Chiajna. Se poartă mașina electrică. Nu te parchează, mă, Mati. Bă, ce-i cu ea, mă, frate? Hai, parcă aici. Bă, nu-și parcă-o aici pentru că e praf. Cum? De ce? Păi și unde o bagi? Aici o lași? Păi și ce-ai întors-o? De ce-ai întors-o? Aici e alee. Da. Hai să o punem frumos, să-și parcheze mai de unde vrea. Și cred că revenim apoi cu continuarea vlogului, că nu, cu Madi în față, nu e nicio șansă să am un vlog coerent. Revenim după ce parcă mașina. O altă chestie ciudată e că trebuie să scoți cheia din contact, mi se pare că trebuie să faci atât de multe chestii. Acolo parchezi, Madi? Da. Acolo parchează, se pare. Am parcat M5-ul aici. Am parcat și Madi OPC-ul acolo. Acolo se parchează. Te văd, oamenii, pe YouTube cum parchezi. Am revenit mafioților, am lăsat-o pe Madi Copolul și mergem acum să ne întâlnim cu prietenul nostru. Și vreau să încheiem sau să clarificăm care-i treaba cu E39-le. De ce n-a mai apărut, de ce nu mai apare așa des. Și primul motiv, vi l-am spus la începutul clipului, este Opel-ul. Al doilea motiv este că parcă m-am cam plictisit de el, să zic așa. Dar să vedeți, să vă șoc cum ești de aici. Da. Pot spune că m-am plictisit puțin de el, adică nu prea mai am plăcerea aia de a modifica lucrurile, de a face, de a-i pune nu știu câte chestii. Și zic eu că mai bine o închei așa frumos și în pace și cu mașina ok, în liniște, să zic așa, decât cu o mașină distrusă sau, nu știu, vândută. Mai bine așa, cu mașina funcțională, mă bucur de ea când am nevoie și cred că pe viitor va... Pe viitor. Și acum este mașina principală, adică gen, dacă vreau să plec undeva la drum lung și vreau confort, vreau, nu știu, vreau să fiu mai sigur că ajung cu mașina la destinație, parcă tot cu E39-le m-aș uce și am plecat, pot să zic. Am fost la Deva și n-am avut nicio problemă cu ea, am mers mașina asta, nu știu, 600 de kilometri, a fost un drum genial, chiar mi-a făcut mare plăcere să merg cu ea un drum atât de lung. Cred că va fi mașina principală, o voi ține până când, nu știu, voi spune, bă, chiar nu mai merită sau mi-o interzică și așa, nu mai am voie să merg cu ea, sau până voi avea posibilitatea și nu știu, locul unde să țin un V8, un E39 V8 sau un E38, adică visul meu ar fi la un moment dat ca acest baby M5, stai să opresc de SC-ul că suntem în bar la bară, acest baby M5 la un moment dat să fie schimbat sau cel puțin să aibă lângă el un 4-4, că de M5
probabil că nu o să am eu bani de M5, o să fie 100.000 de euro. Pentru că prețurile pentru mașina asta cresc pe ce trece. Deci ăsta ar fi visul meu, să am un garaj, să am o casă, să am un loc unde să am grijă de mașină, să nu mai fie cazul să mai, nu știu, să pună praful pe ea, să ruginească, să plouă, să ningă, să o zgrie oamenii. Chiar zilele trecute treceam pe lângă mașină, era parcată și o doamnă făcea o steluță pe aripa spate. Mașina era super prăfuită, s-a văzut și voi cum era astăzi. Și doamna făcea o steluță. Mi-a spus, vă rog frumos, nu mai faceți steluța, nu mai desenați pe mașină pe praf pentru că o să o zgriați. A, că ce, că și cum se zgrie? I-a spus, e proaspăt colantată, vopsită, o să se zgrie. Deci oamenii nu înțeleg. Și de asta aș vrea totul să am la un moment dat un garaj unde să țină mașinile exact cum trebuie să fie ele ținute. Ferite toate lucrurile. În partea din spate, cam așa arată bancheta, cam așa arată interiorul după 3 luni, cam așa, de când l-am făcut. Arată foarte bine. Nu mai văd mare chestii ce pot să-i fac, adică i-aș face suportul ăștia de pahare ca să fie funcționali. În rest, nu mai văd, dar pur și simplu mi se pare că e orice îi pune în plus, că îi pui LED-uri, că îi pui chestii, e o chestie în plus care nu o să aducă plus valoare mașinii. Deci chiar nu o să aducă plus valoare. Singura valoare care o să fie în plus adusă mașinii va fi suspensia, care va schimba total mașina și poate niște distanțiere spate, pentru că în momentul în care am pus style 95, am avut style 95 pe E39, am lățit aripile și automat acum style 65 nu mai pică chiar exact cum trebuie. În rest, cam ăsta a fost vlogul, plafonul era locul lui, lucrurile arată bine, se comportă bine, am vrut să mai vedeți și voi exact cum arată E39, că trăiește, că este în viață, că nu l-am vândut, că multă lume mi-a scris pe Instagram, băi, mai fă-i vlogul că E39, că ne este dor de el. V-am adus această plăcere, probabil să fie un vlog așa pus, fără cut-uri, fără editări, doar să vedeți și voi că E39, baby M5-ul, M5-ul Mafia, BMW-ul mafiot este încă prezent în viața mea. Până la viitoare am fost meritat toți banii, să sperăm să ajungem și noi la timp la întâlnirea noastră. Dacă te-a plăcut acest clip, nu uitați să dai un like și să te subscribe acest canal. Urmează vloguri super interesante cu Opel-ul, urmează vloguri super fain cu mașini noi. Eu zic că ne dăm în direcția potrivită, dar cel mai important, avem nevoie de susținerea voastră, avem nevoie de like-ul vostru, de subscribe-ul vostru, pentru că doar datorită vouă și, nu știu, voi ne dați drive-ul acela și mie și lui Madi pentru a face lucruri din ce în ce mai faine. Până data viitoare, toate cele bune! Pa, pa!